Peste 50 de români au fost reținuți în Spania. Autoritățile spaniole au arestat 57 de membri ai unei grupări infracționale, din care făceau parte românii, specializată în furtul de cupru. Gruparea acționa în parcuri eoliene sau fotovoltaice și nu numai. Din grupare făceau parte 53 de connaționali și 4 cetățeni spanioli. Grupul infracțional era foarte bine organizat. În vârful ierarhiei se aflau șefii care dădeau ordinele și coordonau furturile. În subordinea lor se aflau cei care executau efectiv furturile și se ocupau de obținerea documentației pentru autoturismele furate, folosite în comiterea jafurilor. Din structura grupului mai făceau parte și responsabili cu valorificarea cuprului furat prin centre de colectare a metalelor. Astfel, hoții au valorificat peste 90 de tone de cupru în valoare de peste 350.000 de euro, doar în ultimele 5 luni. Hoții cercetau bine zona înainte de a comite furturile. Aceștia acționau în grupuri alcătuite din 8 până la 16 membri și efectuau mai multe jafuri într-o zi în diferite zone ale Spaniei. Pentru a transporta prada foloseau mașini cu o capacitate cilindrică mare, capabile să transporte cantități mari de cupru. Astfel aveau posibilitatea să-și facă loc în cazul în care erau depistați în trafic, lucru care s-a mai întâmplat în trecut. Atunci hoții au abandonat vehiculele și au fugit. În cadrul operațiunii denumită Naidar, polițiștii spanioli au efectuat percheziții la unul dintre centrele unde își desfășurau activitatea și mai multe locuințe. În urma perchezițiilor au fost găsite 15 tone de cabluri de cupru, dispozitive electronice, 2 puși de vânătoare, telefoane mobile și documente. Membrii grupării sunt acuzați că ar fi comis 205 delicte în 19 provincii spaniole, pentru care furt cu violență, tulburarea liniștii publice, port ilegal de armă, furt de autoturisme, constituirea și apartenența la un grup infracțional organizat.